Ediția jubiliară va aduce în concurs ansambluri din Harghita, Brașov, Sibiu, Olt, Telorman, Vâlcea, dar și invitați din Botoșani și Republica Moldova. Programul manifestărilor va debuta vineri 17 august, când la ora 17 are loc lansarea cărții aniversare Cântecele Oltului 50 în sala de festivități a Liceului Tehnologic de Turism Călimănești. Sâmbătă 18 august de la ora 16 se desfășoară parada ansamblurilor folclorice pe traseul primăria orașului Călimănești, Hotel Central, urmată de deschiderea oficială și o reprezentație sumară a ansamblurilor pe esplanada din fața Hotelului Central din Călimănești. De la orele 18 va debuta festivalul concurs propriu-zis. Duminică 19 august are loc ședința de jurizare, un colocviu pe teme legate de arta spectacolului folcloric și un program de animație stradală. De la orele 15:30 are loc festivitatea de premiere, urmată de la orele 19 de un spectacol folcloric pe plaiuri vâlcene, susținut de Elena Cuculici Orchestra.